Salutare tuturor! Astăzi vreau să vorbim despre un lucru pe care toți ar trebui să știți, dar este cel mai mult direcționat către cei care sunt la început, abia fac primii pași în lumea bursii și în lumea cripto, dar astăzi ne oprim strict pe bursă. Cum trebuie să faceți voi o analiză când înainte să cumpărați o companie, la ce trebuie să vă uitați așa în mare, care ar trebui să fie parcursul vostru în ceea ce privește analiza. Ideea este că eu la început, când m-am apucat să investesc așa mai puternic, aveam o bază de cunoștințe în spate. Lucrând în domeniul financiar, deja știam la ce să mă uit, puteam să-mi fac o idee, mi era mult mai ușor să citesc acele cifre, știam ce presupun și da, poate pot să zic că mi-a fost puțin mai ușor cât să stau liniștit în cazul în care se întâmplă ceva, să nu-mi tremure chiloții pe mine când pică o companie în condițiile în care a avut raportări ale situațiilor financiare foarte bune. Dar pentru mulți am văzut și în comentarii, îmi scriu și în privat că, aoleu, ce s-a întâmplat, a picat compania X, mai rămânem în ea sau vindem acum pe minus ca să scăpăm. Important e de fiecare dată când vă apucați să faceți research, deci ăsta este primul lucru pe care îl faceți, căutați ce face compania. Ideea e că a fost și acum de curând, am văzut de la CNBC, era un video, l-am și postat pe Instagram, cu un tip dintr-un fond de investiții care era, mă rog, avea un interviu la TV prin Zoom, prin o chestie de genul și a fost întrebat și la un moment dat vorbea de Upstart, că o super bună companie Upstart a avut un profit foarte mare, că a avut earnings acum și a crescut destul de mult și sunt foarte mulțumiți de profitul lor. Numai că acel reporter l-a întrebat, ok, și cu ce se ocupă Upstart? Că nu auzise de această companie. Sincer, nici în momentul de față, nu știu dacă m-am uitat cu ce se ocupă. De curiozitate, deci nu știu să vă zic, nici n-a recomandat-o vreodată, ca să știți, nu că n-ar fi bună sau ceva, dar habar n-am nimic despre ea. Ei, dar l-a întrebat pur și simplu, ok, cu ce se ocupă Upstart? A avut așa un moment de ezitare în care a făcut o pauză și el se gândea, băi, ok, cu ce se ocupă, frate, că nu mai țin minte. Și a tot stat și l-a întrebat ăla, reportul acela, iarăși, ok, și cu ce se ocupă? Spuneți-ne și nouă că nu știm, adică n-am auzit de Upstart până acum. Și a început tipul acela din fondul de investiții să spună că nu te mai aud, nu, cred că se întrerupe, nu te mai aud. Ca să vedeți că habar n-au, deci pur și simplu nu știu exact, dar asta a fost clar cum se încearcă să se facă lobby, că tot vă vorbeam de multe ori v-am zis, de partea asta de lobby. Voi când citiți o știre, voi de fapt citiți lobby din partea lui X și Y, fond de investiții, persoană foarte cunoscută și așa mai departe, care a investit în acea companie. Ei asta vor, ei toate știrile în sine, ori chiar dacă au o doză de adevăr, că să fim serioși, acum nu e că lobby înseamnă minciună, dar este perspectiva în care este pusă o anumită știre. Am văzut de atâtea ori lucruri care mi se păreau efectiv frapante, earnings report de situații financiare la un trimestru foarte bune, numai că au ratat minuscul, deci minuscul, estimările analiștilor. Nu estimările lor, ale analiștilor. Și când zic micuț, cât 0,1% pe minus față de cât au estimat analiștii, numai că au avut o rată de profitabilitate fantastic de mare, de 6 ori mai mare. Și titlul care era? Compania X a ratat estimările. Păi tu care, dacă te apuci să-ți faci un research, citești doar atât, citești titlul și te-ai oprit acolo, tu zici că e companie proastă și nu investești, când în realitate e o companie foarte bună, prețul scade și pentru tine e o oportunitate. Deci important e, în primul rând, citește ce face compania respectivă, deci citește clar, ia, nu știu, intră pe site-ul companiei, toate au site, că nu o să vezi niciodată o companie mare că nu are site, e de cartier. Ia și citește la About, pe oriunde poți pe site-ul respectiv, citește ce fac. Care sunt produsele pe care le comercializează în principal? Care sunt serviciile pe care le vinde? Ce servicii merg cel mai bine? Ai atât de multe date pe site-urile companiei, mai ales dacă intri la partea de investor relations și vezi acolo, este un PowerPoint sau un PDF de regulă, nu mai știu cum se numește în momentul de față, dar care este prezentat acționariatului și poți să-l descarci, să te uiți, îți arată efectiv cifre. Produsul ăsta a fost cel mai bine vândut, asta a fost cel mai bine așa, asta cel mai bine așa. Produsul ăsta a mers prost și lucruri de genul pentru acționariat. Nu ești încă un acționar, ok, dar poți să fii. Poți să fii un investitor în acea companie și tu trebuie să știi măcar la nivel general ce face.
dacă nu știi ce face, e degeaba. Deci, punct, din perspectiva mea, nu intri, nu cumperi acțiuni la compania respectivă dacă habar nu ai ce face. Este primul și primul pas. Mai departe, după ce ai înțeles ce face, ce se ocupă și care ar fi în mare produsele principale sau produsul măcar principal și care ar fi neajunsurile sale, că poți să-ți dai seama unde au probleme, poți să vezi că uite, pe produsul ăsta nu vinde prea bine, deci ăsta este un produs care pentru ei nu aduce profit sau vânzările slabe și research and development-ul băgat în acel produs a fost degeaba sau cel puțin în momentul de față este degeaba, că poate pe viitor să vândă mai bine. Dar înțelegi un pic pe ansamblu. După, esențial, o analiză de bază a situațiilor financiare. Ei, pe un an, sau măcar pe jumătate de an, dacă e pe jumătate de an, ei oricum îți arată fie cu trimestrul anterior și dacă se întâmplă chestia asta, uite-te odată la două trimestre, că practic cuprins tot an. Și poți să vezi și cu un an anterior. Important este să uiți măcar la unul, să vezi cu un an anterior. Să vezi care e diferența. Evoluția. Este esențială o companie să vezi că se îndreaptă pe o pantă ascendentă. Vinde mai mult, produce mai mult, pentru că asta înseamnă că au cerere. Dacă nu au cerere, atât când vine vorba de servicii sau de bunuri, de ce investești în acea companie? Doar că sună fain? Doar că ideea este genială? Nu, trebuie să aibă cerere. Dacă au cerere, e un lucru foarte, foarte bun. Deci, trebuie să te uiți să vezi că au parte de revenue în creștere. Dacă e o companie la început, nu o să... Adică, când zic la început, nu zic că există de 3 luni. La început înseamnă în primii 5 ani. O companie în primii 5 ani, poate chiar 10, e relativ nou înființată, nu poți să ai pretenția ca la o companie de 40 de ani sau de 60 de ani sau de 100 de ani. Nu poți, ar fi ilogic, absurd și oricum ar fi o companie care n-a trecut prin dificultăți. Dacă ai o companie de vreo 20 de ani, deja îți faci o idee, băi, a trecut prin .com, a trecut prin 2008, a trecut acum. Băi, dacă a trecut cu bine și te uiți la situațiile financiare de atunci, vezi care a fost situația, te gândești business-ul lor cât de impactat a fost. Așa, pur și simplu, din aer te gândești. Adică, un exemplu, că tot am zis din aer, o companie aeriană, te uiți ce a făcut în perioada 2001, când a fost atentatul. Pentru că atunci a fost o mare problemă pentru companiile aeriene. Cum a supraviețuit? Ce s-a întâmplat de a supraviețui? Și cu asta poți să-ți faci o idee care ar fi șansele să supraviețuiască și acum. Deci, primul, deci te uiți pe situațiile financiare, vânzări, să fie în creștere, profitabilitate, atât gross profit margin cât și net profit margin sau net earn income, măcar să fie în creștere. Te vezi acolo că se mișcă pe o pantă ascendentă, oricât de mic ar fi ea, dar să nu scadă. Sau dacă a scăzut într-un trimestru, caută motivul din spate. Că uite, dacă a fost o perioadă ca în martie 2020 sau Q1 și 2 din 2020 când am început acest virus ache, da, poți să te aștepți că stăteau mult mai prost, e normal, are o explicație logică, dar dacă era în plin boom economic și vezi o scădere a vânzărilor, nu e ok. Trebuie mereu să ai explicație logică. După, te uiți pe partea de cash, cât cash generează, găsești de obicei pe Guru Focus, găsești pe FinViz informații de genul, uite-te cât cash generează și fă-i o comparație cu datoriile. De ce e important? Păi dacă generează suficient cash cât să-și acopere datoriile, nu e o problemă. Dacă au datorii de 3-4 ori mai mari decât generează cash, e o mare problemă. Ce se întâmplă dacă primesc un șut în fund? Cad. Ce se întâmplă dacă au foarte mult cash și datorii mici și primesc un șut în fund? Nimic. Își revin foarte ușor. Cam așa trebuie să o gândiți. Cât de stabil ești tu? E ca și cum stai pe un băț și cât de bine ești, cât de bun e centrul tău de greutate. Dacă e foarte prost, imediat o să cazi. Dacă este foarte bine pus și e stabil, orice s-ar întâmpla o să-ți revii. Pentru că tu trebuie să te gândești la sustenabilitatea în timp. Chiar și când faci day trading chiar. Pentru că un lucru care îți scapă despre o companie poate fi fatal. Pentru că se poate întâmpla așa peste noapte. În special iarăși când faci swing trading. Deci este foarte important. Pentru scalping, da, că faci cam în aceea zi trade-urile respective și nu prea... Da, cât de mult se influențeze, oricum tu intri și ieși, ai un stop loss și așa mai departe. Dar esențial trebuie să urmărești aceste lucruri, partea de datorii, cât de mari sunt, cât de bine le pot duce și iarăși
comparație între short-term debt și long-term debt, adică datorii pe termen scurt, care, uitați, aici intră salariile, de exemplu. Sunt datorii pe termen scurt, pentru că sunt de la lună la lună. Alea nu ar trebui să fie o problemă, dar dacă ai datorii pe termen lung exagerat de mari, vor fi o problemă. Mai ales dacă tu generezi foarte puțin cash. După ce treci de partea asta fundamentală, bine, mai sunt lucruri la care vă puteți uita, multe rapoarte vă dau și informații despre cât din produsul respectiv se vinde, dacă vrei să intri într-un detaliu, în detaliu cu adevărat, poți să o faci, adică nu exclus. Dar vorbim de cei care vor să se uite rapid, să nu-ți iau o analiză exagerat de mult, pentru că dacă vrei să te uiți la 20 de companii într-o zi, păi nu-ți ajunge o zi să te uiți la una dacă intri într-un detaliu ca lumea. Te uiți rapid, niște lucruri cheie pe care trebuie să le vezi. Dacă ăla nu zic că nu e bine, nu e bine. Go away, știi? Nu te mai uiți pe moment la compania aia. Te uiți mai târziu, după 2-3 earnings, să vezi ce s-a mai întâmplat. Dacă ceva e putred la mijloc acum, uitându-te pe lucrurile astea esențiale, e clar că nu ar fi bine, mai ales ca începător, să intri într-o astfel de companie. Adică să investești în ea. După ce îți faci o analiză pe fundamental, trebuie să înveți un pic basic, analiză tehnică. Am atâtea videouri despre analiză tehnică de bază, deci nimic complicat, nu ai, îți ia, cât să zic, o oră să te uiți la niște videouri, hai două, te uiți de câteva ori, în special la cele principale, să înțelegi cum se mănâncă analiza tehnică în mare, ca să știi și tu la ce să te uiți. Să știi că nu trebuie să fii fix în vârf, pentru că aveți în vedere partea economică și partea de bursă, de preț, de formarea prețului, sunt două lucruri separate. Ele niciodată nu o să fie în același timp, nu o să se întâlnească în același timp. Partea economică va influența prețul, dar poate să-l influențeze într-o săptămână, într-o lună sau într-un an. Așa că tu trebuie să știi că atunci când cumperi acțiuni la o companie, ești într-un moment oportun. Analiza tehnică la asta te ajută. Să înțelegi că ești într-un moment oportun. Nu ești fix în vârf ca cei care au cumpărat acum în ianuarie Tesla la $900 și a trebuit să stea aproape un an de zile ca să-și treacă de acel prag. Nu înseamnă că pierzi bani. Dacă e o companie bună pe fundamental, dacă ai trecut de screening-ul pe fundamental și arată bine, doar trebuie să ai răbdare. Dar numai bine cumperi mult mai jos, că nu zic să cumperi fix în punctul cel mai de jos, că n-ai cum să știi care e. Dar numai bine cumperi cât mai jos și ești mult mai rapid profitabil, n-aștepți 9 luni. Sau cât, 11 luni de fapt. Nu aștepți 11 luni să devii profitabil. Aștepți una, două. E altceva. Mai ales dacă ești începător, psihicul tău nu este format, nu e antrenat să suporte stresul ăla de a vedea minus o sumă acolo, chiar și dacă e minus 100 de lei. Psihicul tău nu e antrenat și vei face poate un lucru greșit, te apuci și zici, hai de capul meu, ce am făcut, de ce n-a crescut imediat după ce am cumpărat eu, de ce nu m-am dus direct pe 10% profit, 20%. Nu se întâmplă așa de multe ori. Deci trebuie să fii cât mai călit în sensul ăsta și te ajută foarte mult să fii călit, în primul rând prin faptul că înveți un pic de analiză tehnică, cât să investești mult mai cu cap. Dacă cumperi la un preț și mai scade, tu poți să mai adaugi. Ăsta e un alt lucru pe care un începător trebuie să-l facă și de fapt oricine asta, nu un începător. Dar toată lumea trebuie să știe că trebuie să facă dollar cost averaging. Eu am luat Tesla la $300, am luat Tesla la 300 și 400, 400 și 500, la un moment dat am luat și la 800. Dar după am luat iară când a scăzut înapoi, pentru că m-am gândit că băi, mai urcă mai mult de 900, se duce în 1000. Mi se părea un prag psihologic. S-a oprit la 900, luasem una la 800, n-are nimic, e ok, tot ok. Am luat de am rupt la 500 și ceva până în 600. Am luat de, cred că mi-am dublat poziția. Și acum se vede. Chiar și dacă în ultimele zile a scăzut Tesla puțin, eu sunt mult pe profit. Așa trebuie și voi să faceți, trebuie când prindeți, dacă aveți companii preferate, pentru că nu poți să, dacă ai 20-30 de companii, nu o să poți faci dollar cost averaging masiv la toate. Faci treptat, când prinzi momente, eu am simțit nevoia la un moment dat să fac pe Tesla, acum am făcut pe Roku, fac dollar cost averaging pe diverse companii care îmi plac mai mult. Dar așa și voi, trebuie să faceți dollar cost averaging pe acele companii care vă plac și simțiți că puteți să scoateți un profit pe termen lung, pentru că scopul e să vă opriviți pe o perioadă mai lungă de timp. Cred că Tesla, gata, $1200 e maxim? Nu! Dacă se duce în 700, ipotetic, mai adaug. Perfect!
altă oportunitate. Va fi noul 500 plus de dolari la care am luat eu data trecută. Deci așa trebuie să gândiți, trebuie să fiți cât mai căliți și vă ajută foarte mult, mai zic, și analiza tehnică, pentru că înțelegeți pragurile unde ar trebui prețul unei acțiuni să se oprească în cădere și cam pe ona unde ar trebui să se ducă o acțiune în mare, așa, adică vă faceți, analiza tehnică nu o folosiți ca să preziceți, o folosiți ca să vă faceți o presupunere informată, dacă pot să o zic așa. După ce ați făcut și analiză tehnică, din nou, trebuie să vă antrenați psihicul. Încercați, deci pe cât posibil, recomandarea mea ar fi ca niciodată să nu vindeți pe minus dacă aveți o companie bună. Dacă aveți rachete, da, se poate întâmpla la un moment dat să vin și pe minus pentru că ai investit prost. Oricine poate să pățească asta, e un moment de slăbiciune, important e să nu faci cu mulți bani. Adică să nu bagi 100.000 de lei într-o companie no-name, penny stock și așa mai departe. Dacă bagi 100.000 de lei în Amazon și scade Amazon 20%, stai calm, e Amazon. Toată lumea știe Amazon, toată lumea, să zic, e o companie masivă. Probabilitatea să urce peste prețul la care ai cumpărat-o la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, este foarte mare. Asta e diferența. Deci în companii mari investim, fără grijă, la orice preț, important cât mai aproape de partea inferioară din acel moment, dar nu stăm cu griji și nu vindem pe minus. Clar nu facem asta. La o companie penny stock, la un moment dat trebuie să vin și pe minus în cazul în care vezi chiar nu are nicio șansă. Mai faci un pic de dollar cost averaging, încerci să profiți de o creștere de 5, 10, 15, 20% la un moment dat, să zici că reduci pierderea, dar atât. Nu, altfel știți cum e, prinzi cuțitul în cădere și poate te tai. Cam asta ar fi ideea. De-aia mereu trebuie să urmărim atât partea fundamentală cât și partea tehnică, să înțelegem unde ne aflăm. Și în sine, dacă știți toate aceste lucruri, deci, primul rând, trebuie să știți ce face compania, trebuie să știți la nivel fundamental de bază cum o duce acea companie, faceți o analiză tehnică de bază, după, de-al treilea lucru, și după, trebuie să faceți dollar cost averaging când aveți ocazia, la orice corecție, dacă voi aveți încredere în compania respectivă. Și un bonus, așa, o chestie pe care am repetat-o de atâtea ori, băgați un ETF acolo. Adăugați la el, treptat. Cât puteți voi să rupeți în fiecare lună, adăugați la el. Eu n-am făcut asta, sincer, și îmi pare rău, pentru că dacă adăugam lunar câte 500 de lei la S&P, de când am luat eu prima oară S&P, cred că aveam o medie de 20-25% profit pe S&P, lejer. Eu am 40 acum pe S&P la suma pe care o am. Numai că suma a rămas mai micuță. Dacă aș fi adăugat și aș fi ajuns la 10.000 de lei, tot era profitul mai mare decât am eu profit acum. Pentru că ar fi crescut. Practic, procentual era mai mic profitul, dar monetar era mult mai mare. Deci, ca un sfat, faceți chestia asta și adăugați. Când vine vorba de S&P, bună și analiza tehnică, dar diferențele sunt atât de mici, de multe ori, încât, da, acolo nu trebuie să vă bateți capul neapărat. Dacă știți aceste lucruri, veți fi mult, mult, mult mai eficienți. Și clar veți face bani până la urmă. Dacă nu sunteți din prima lună profitabil, o să fiți din a doua, a treia, a cincea, până la urmă tot ajungeți profitabil. Și tot veți face mult mai mulți bani decât dacă îi țineți la saltea. Îi puneți la muncă și efortul pe care trebuie să-l depuneți nu trebuie să fie unul substanțial, masiv. Asta dacă vreți să fiți investitori. Și să nu fiți din cei care pierd banii pentru că intră FOMO fără cap, fără nicio analiză, doar că i-a spus vecinul, bă, bagă și tu în compania aia că mergi. Asta e diferența între un investitor și cineva care o face doar de dragul de a o face, că vai ce se îmbogățești. Așa, încă un bonus, nu vă așteptați să vă îmbogățiți peste noapte, cea mai mare greșeală. Dacă plecați cu premiza asta, mai bine nu vă apucați și investiți, băgați banii în bancă să vă dea 1%, 2% cât vă dă banca, dar măcar vă dă ceva decât să vă apucați să-i pierdeți pe ideea că stai să vezi câți bani fac eu din bursă, că ce bun sunt eu. Nu merge chiar așa. Deci, banii mulți se fac în timp. Uitați-vă la Buffett. Asta e singurul exemplu pe care vi-l dau. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest video, sper că vi s-a părut interesant. Dacă vi s-a părut interesant, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe, pentru că mă ajută enorm. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!